Sigur îți spună Vila. Mă numesc Peciu Mineită, sunt director ajuns al Poliției Locale și aș vrea să vă prezint instituția noastră. Poate că știți despre această instituție, dar cred și sunt convins că nu o suficient de mult. Instituția noastră e o instituție relativ nouă. S-a înființat în anul 2010. Față de celelalte instituții care asigură ordinea și liniștea publică, cum e poliția și armata, care sunt mai vechi, această instituție a apărut în anul 2010 din legea care a schimbat poliția comunitară în poliția locală. Poliția locală este în subordinea Consiliului Local, sub directa coordonare a primarului municipiului. Și așa este în fiecare localitate din țară. Deci nu aparține Ministerului de Interne. Este o instituție care asigură ordinea și liniștea publică. Avem atribuții și pe siguranță rutieră, dar nu la fel de vastă cum are Poliția Națională. Avem competențe limitate în locurile. Ne ocupăm și de protecția mediului, avem un compartiment special în cadrul acestei instituții. Control comercial, avem compartiment de control comercial și ne ocupăm și de disciplina în construcție. Ca să înțelegem de voi copii, toți cei care ridică o construcție pe raza municipiului trebuie să îndeplinească anumite reguli impuse de către primăria Giurgiu. Iar atunci noi intervenim când aceste reguli nu sunt respectate. Voi acum sunteți minori, nu ați relaționat cu instituția noastră, poate doar atunci când ați mers pe bicicletă vi s-a atras atenția vis-a-vis de faptul că trebuie să respectați anumite reguli, poate atunci când sunteți acolo, sunteți pietoni. Ne-ați văzut în intersecții cum utilizam traficul și vi s-a făcut semne să așteptați până la semnul polițistului local de la rutier să ne acostați strada. Urez, poate că vi s-a atras atenția cum mâncați semințe și aruncați mojile pe jos într-un parc. Sper că nu vi s-a atras atenția că fumați locurile de joacă pentru copii, că sunteți prea mici pentru asta și nu este voie, asta pentru președință, nu este voie să fumeți locurile de joacă pentru copii. Cam despre asta este vorba. Ca să nu fiți sancționați, nu aveți conflicte cu legea și implicit cu politicii locali, important este să cunoașteți cât de cât legislația, să cunoașteți legea, în sensul că nu interzice nimeni să mânca semințe în parc, dar este interzis să le arătați pe domeniul public. Nu aveți voie să le aruncați pe jos. Dacă le puneți într-un cornet și ulterior le aruncați și în roșu de bunei, este perfect. Nu veți fi întrebați sau sancționați. Iarăși, despre alcool, suntem minuni, avem pe mai prieteni și să consumi alcool pe provenții. Pentru atunci când veți fi bani. Sau să traversați întotdeauna pe la trecerile despre tot. Trebuie să știți că întotdeauna în oraș sunt treceri de pietoni marcate de pe acolo și mai pe acolo e foarte așa că nu se cel puțin Gracias.
această zi coincide în mare sărbătoare creștină de Sfântul Constantin și de la ziua poliției locale. Ziua poliției locale a fost înființată prin legea 155-2010, legea care, prin care s-a înființat poliția locală. Sărbătorim aproape 11 ani de înființare. Am decis, chiar dacă prognoza vremii nu ne dădea șanse să avem o zi frumoasă ca asta, erau 80% șanse de ploaie, să marcăm momentul aici în prezentarea tehnicilor pe care o avem în Bulgaria, asta pe care este restrânsă, astea sunt resurse de deocamdată. Dacă colegii nu știu, fac treaba cu sosință de primea cuvântă de specifice cu poliții și poliții. Avem în gând să prezentăm tuturor cetățenilor care trec astăzi între 10 și 12 modalități de acțiune ale poliției, atribuții specifice. Recunoaștem că lângă noi sunt bine la școală, care astăzi este încă o zi deosebită pentru colegii noștri. Sperăm ca odată cu această zi să mai rugăm cetățenii să ne sprijină în activitatea noastră, să ne sesizeze oricând se întâmplă lucrurile ale noștri publice sau, nu știu, ale primatului social, zona în care este. Pentru că numai așa putem să intervenim în timp și să ne asigurăm liniștea și confortul pe care au. Un mesaj și pentru colegii noastre și pentru cei în general. Noi mulțumesc pentru efortul pe care se zice în ținut bineînțeles, la mulți ani și pentru cetățenii este că noi vom face tot pentru a ne asigura ordinea și liniștea publică în zona care trebuie și bineînțeles civic și cetățenesc. Pentru că avem în competență multe atribuții începând de la protecția lui disciplina construcții, compartimentul comercial, sunt zilnic sunt petiții de la cetățeni care sesizează anumite nereguli și trebuie, bineînțeles, să le răspundem în conformitate cu prevederile legale și nu numai să le răspundem, să luăm măsuri pentru ca să stingem anumite litigii care se pot naște inevitabil între cetățenii care nu trebuie să procese. Dar important este să avem și suport și sesizările să vină la momentul oportun. Numărul nostru de telefon al inspecționatului poliției locale este afișat în permanență pe toate site-urile. Așa că sperăm totuși să nu fie atât de frecvente să se zică, dar încă o dată vă oferiți să se zică direct la inspecționatul. Mulțumesc încă o dată și vă așteptăm aici în partea 10 și 15.